Bună, bine ați revenit pe canalul meu, mă bucur că sunteți aici de data aceasta, mai ales de data asta când o am pe Eliana și mai am un safir aici alături de mine, este tot o iam. Sara, prietena de suflet a Elianei, de altfel, nu? Da, de aproape 8 ani. Care se pare că nu-i prea place camera. Bine, ajungeam. Și nici să citească, deci nu o să ne ajute. Nu o să ne ajute prea mult. Poate să ne scoată cărțile sau biletele. Bine. Nu uitați, înainte să începem jocul nostru din seara asta, nu uitați că ne găsim pe Facebook în grupul Ai Carte, Ai Parte, unde și Eliana sunt și eu, da. Parte din acel grup, ne ajută cu postările, cu cărțile, cu citite. Eu am avut prima postare pe grup. Tu ai fost când ai plecat în vacanță. Da. Cu cine pleci? Singură? Va singură, nu singură, sau ceva de genul era. Da, că nu pleci singură în vacanță. Da, pleci cu cărți, da. Și cea mai proastă idee e să pleci cu o singură carte în vacanță. Chiar dacă e vacanță de 3 zile. Da, a citit-o foarte repede. Apropo, de timp, ai mai citit în ultima vreme? Am citit cartea pe care mi-ai dat-o tu, colecționarul. Nu mi-ai dat-o, mi-ai recomandat-o tu și am cumpărat-o. Da, voiam să încep și magicianul, dar sunt foarte prinsă cu Femei care largă cu lupii. E o carte grea, spune bine, nu grea, este solicitantă. Pentru că... Voi să nu mai merg. Tropă-i puțin, dar are topul Sara, scuzați. Este solicitantă pentru că este multă psihologie și... Ai terminat-o? Nu, n-am terminat-o. Terminat-o. Este și... M-aș putea să-mi spună că a citit 5 cărți până acum. Nu. Sunt cărți care trebuie să asimilate, nu doar citite, pentru că nu este beletristică și sunt foarte multe lucruri care trebuie să asimilate. Și am mai citit Dragostea durează 3 ani. Ai citit-o? Da. Super! Ți-a plăcut? Mi-a plăcut, da. Dar nu zic că o să vorbim poate un pic în seara. Uite, asta este ideea. Da. Pentru că noi nu prea citim același gen de cărți. Și a fost o provocare cum să găsim o listă. Abia am făcut lista asta, o să vă povestesc imediat de joculeț. Dar ai mai cumpărat vreo carte în ultima vreme? N-am cumpărat nimic. Nimic. Deci, pot spune că sunt în recuperare. Am cumpărat câteva cărți, deși nu aveam un plan. Mă duc și eu ca tot omul să fac cumpărături în ochi și să-mi iau mâncare și mă trezeam de lângă standul de cărți. O să treci pe lângă standul de cărți fără să vezi ce au acolo. N-ai cum. Și am găsit cărți ale copilăriei. O să crezi? Ia uite. Mai ții minte? Ion. Da. Mi-a picat la bac. Ion. Mie nu. Mi-a picat Ion, da. Lăpuș Neanu, dacă voi nu mă vreți. Eu vă vreau. Da. Sunt aici și vă vreau, da. Mara lui Slavic și mai am David Copperfield. Asta nu știu ce e. Charles Dickens. N-am citit-o nicio. Dar oricum e impresionat. Cred că poți să ne-o frumos mie, pentru că s-am 90 copii în vizită. Copii? Da, de lișorii mei. Oricum vreau și eu să le recitesc pe toate la un moment dat. Și tu o să citești cartea asta? Da, pe toate o să le recitesc. Înțeleg celelalte, pentru că sunt... Asta e, nu știu, nu mi-aduc aminte de ea, chiar nu mai știu. Dau sigur. Ok, să trecem la subiect, apoi iar ne-ai primit critici că am vorbit 47 de minute data trecută. Ei, ia să aveți și voi două de cărți de prezentat să vedem în cât timp. Dar ca să nu mai sărim de la una la alta, în seara asta avem un joculeț. Una dintre noi va extrage un bilețel din acest bol. Sunt vreo 30 și ceva de titluri de cărți pe care le-am citit fiecare. Da, a fost destul de greuț, într-adevăr, pentru că noi, exact cum spunea și Elena mai devreme, noi nu prea citim același gen de cărți. Ce ne-a citește asta? Nu, n-am citit-o, am zis că nici eu nu știu, nu mai țin. Da, e prea să o citești. Dar vreau să le citesc, da. Păi, de ce foarte greu să găsim cărți? Eu citesc ce cumpăr în general. Și cumperi ce citești. Da. Bun, deci spuneam că una dintre noi, fiecare de fapt, va extrage un bilețel la un moment dat, iar cealaltă va trebui să ghicească pe baza indiciilor pe care le oferă, un indiciu sau mai multe. Depinde cât o să ne mai amintim. Și ca să nu ne întindem în obișnicie pe treaba asta, o să avem și un cronometru, va apărea oricum pe ecran, dar îl punem și pe telefon pentru a ne orienta noi mai ușor. În maxim un minut? Un minut. 60 de secunde. Hai să vedem. Pe repriză, facem mai multe reprize. Da. Okay, bine. Și le punem deoparte pe cele. La final vedem care, câte a ghicit, câte a nimerit. Facem așa o schemă din asta. Eu cred că ea o să ghicească mai mult. Eu am provocat-o pe ea, dar ea o să mă provoace pe mine și mai tare. Sunt cărți pe care le-am citit acum foarte mult timp. Cărți de liceu, cărți dinainte da, de da, liceu. Da, și adică pe la fel chiar nu e foarte greu să te amintești. Nu știu că e nici o să dau. Hai să vedem. Începem. Încep tu, te rog. Încep eu? Da, uite, am pornit deja cronometru. Fii atentă. Trebuie să-mi zici repede, că e timpul meu aici. O familie cu multe fete, fiecare trebuie să se căsătorească și trebuie să se căsătorească în
în ordine. E cu ruși? Nu, e fără ruși, englezi. Englezi? Da. Personajul principal este Elizabeth, care se numește domnul Darcy. Jane Austen? Nu ești prejudecată? Perfect! Bagă repede, haide! Pentru tine! Deja s-a dus o jumătate de minut și clipa că n-am... Pică la bac, scrie schițe și... Caragiale? Caragiale, e! Carte pe care am citit-o eu curând, Miranda moare la final. Ai zis mai devreme. E vorba de Fowles. Da, el colecționează fluturi. Evident, colecționarul. Și... Nu mai fiu. Mai am. Hai că mai poți mai zic. Cea mai frumoasă poveste de dragoste, cea mai tristă, mor amândoi. Toată lumea știe povestea asta de dragoste. Pas, să știi. Pas. Nu știu. Bine, mai dăm un indiciu, nu știu. Mor amândoi? Mor amândoi la final, da. Mihai Plumeș? Nu, că moare doar una, doar ea. Am depășit minutul. Hai, mai las în tine, pas! Haide că te las. Mă las? Hai, zic, spune. Trebuie să știi. Verona îți spune ceva, Italia, bani. Romeo și Julieta! Mersi, mersi! Gata, uite, m-am oprit. Un minut și 25. A fost greuț așa. Și a fost că foarte ușoare. Da, ce ușoare. Și chiar mi-ai dat indicii bune. Bun. Acum punem asta la tine. Da. Ei bine. E timpul meu, ziua. Scuză-mă, dar eu ți-am zis că de la început că stau prost la indicii. Iertare. Și eu o să pierd. Ține-mi. Tren? Îți plac trenurile? Da. Te plimbi de obicei cu trenul? Sigur! Mă plimb cu trenul. Ea este căsătorită, dar îi place un alt bărbat și se și combină cu acel bărbat. Ana Karenina? Băi, de ce crezi că e singura femeie bine, care... Bine, sunt da, multe. E singura femeie. Avem multe în cap. Auzi, dar asta le pune la mine și la la fita? Da, asta am zicit-o eu și deja a trecut un minut. Bun. A fost și un film. De fapt, nu... Toate că... Da, scuze-mă. Indicii proastă să-i dau, nu-i intenționat de cuvânt. Nu-i bine mea. Sunt 50 de minute, putem să-l oprim? Stai că și tu ai dreptul la 1.25 cum am avut eu. Bine, este vorba de o adolescentă care este nebunită după cumpărături, face credite pe secrete. După cumpărături? Da. Cine a scris? Nu știu, până la aici. Hai că mai ai timp. Da, nu trebuie să știu asta. Sofie Kinsella. Gata, s-a terminat minutul. Ești groaznică, eu cred că mă sabotez, serios, nu se poate așa ceva, am dat indicii foarte bune despre patru cărți și am întrebat cine a scris goană după cumpărături. Bagă, hai, rândul meu, stai așa. Oricum am depășit minutul ăla de care ziceam, da. Dă-i start. Start, hai. Poate mișc tu mai greu, intenționat, hai te roman al românesc, al țăranului român. Mă rămâneți. Perfect. Pa. De ce îl pui la tine? Scuză-mă! Este vorba despre un bărbat de culoare care este acuzat pe nedrept de un viol și la începutul vieții este o fetiță care îl apără, fiica avocatului care o să-l apere. Negri? Da, un negru acuzat de viol. Până la urmă o să fie condamnat. Și moare într-un final. Da. Stai, Sara. Este condamnat la moarte, spune. Îl știu, că am văzut și filmul. Alb negru este filmul. To Kill a Mockingbird? Da. Le-ai spus la mine aici? Da, l-am pus. Roman polițist, se răpește un copil, cei doi părinți care erau divorțați de o perioadă lungă de timp se reîntâlnesc pentru a-și găsi copilul și revie flacăra iubirii între ei. Este scris de Guillaume, francez, da? Guillaume Musson. Da. Sunt între astea două, stai un pic, le-am citit acum mulți ani, nu mai știu. Apartamentul? Nu. Nu apartamentul, nu. Am trecut de minut, stop! Gata. Dar știu, era celălalt. Azi că s-au întâlnit după mult timp. După mult timp, cât crezi că e după mult după timp? După 7 ani? Normal! Foarte bune, eu le-aș ghici. În fine. Ce faci cu ăla? Nu l-ai ghicit, îl pun acolo. Și eu am 2 și tu ai 6. Și nu sunt competitivă. Tot am depășit minutul și tot am trădat un pic. Trebuia ca într-un minut să ne încadrăm să spunem cât mai multe. Cred că mai bine rămâneam la 2 minute. Acum ce să mai am început jocul? Dar cum vorbești despre trenuri? N-am bine, haide. Sara pe deal. La 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 la. Te rog, exagerat.
te ajutam. Dulcea mea iubire, anul iasă. Tot poezie? Dragostea durează 3 luni, 3 ani. Cât un... Dragostea durează 3 ani? Da, fix asta te gândi. Dar n-am vrut să... Asta, hai că e... Nu... Uite, ca să recuperez. Am vrut să dau altă liceu. De cine e scrisă? Nu știu de cine este scrisă. Știu bine. Povestea. Bine. Trebuie să-ți spui povestea. Bine. Bine. Este o colecție de 8 novele cu 8 povești din viață. Cea mai frumoasă carte din lume. Da. Hai că deja le opresc prea mult. Băi, gata că s-au făcut 50 de minute. Regele romanelor polițiste. Asta fac eu. Și gata, e timpul. Ia uite la fix, mamă, ce mișto de încărat. Sunt minut, păi și tu ai mai mult. În fine. Păi nu, că și tu ai uitat din aurea, adică am, dar încercăm să ne încadrăm acum în fix un minut să nu mai... Păi stai ca să văd și eu, dacă pui așa cine vede. A, nu, să vedem. Mă gândesc. Ca așa trebuie să te... Pregătită? Estoy preparada. Bine. Este vorba despre un psiholog care se hotărăște să-l trateze pe un filozof, doar că își dă seama între timp că nu el are nevoie de ajutor. Și în cartea asta e vorba și de Freud și de Nietzsche, plânsul lui Nietzsche. Cea mai proastă carte pe care a citit-o în ultimul timp, care a ajuns bestseller în România doar pentru că România a gusturi proaste l-a citit, este o carte foarte ușoară pe care o citești și este vorba despre cât de frumoasă este protagonista, ce sări mare are și Elena, toată lumea o iubește. Da. Cu fluturi în stomac. Scuze. Și acum... ai spus mai devreme despre cartea asta, este vorba tot despre un roman polițist. Două persoane, o femeie și un bărbat, se întâlnesc din greșeală în apartament, da? Și descoperă, spune aia, trebuie să... Aia, am zis-o, nu mai știu. Nu știu, au găsit niște tablouri a unui pictor foarte celebru. Un apartament la Paris. Perfect. Ha, și-am depășit un pic. Haide, perfect. Haide să vedem. Haide. Repede, 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 care fata aici de recuperat. Scuze, era să zic titlul cărții. A picat la bac? Pică la bac? În continuare? Despre ce e vorba? Săranul? Ion? Ion? Nu, dar eu citisem noi inițial și era să zic noi. La mine? Nu, la tine. Deci asta este sabotaj. Dacă nu știți cum arată... Este vorba despre o tipă care își, își îmi scapă, care își Doamne, ce îmi scapă cuvintele pe cuvânt. Scuze, scuze, da, dar ai văzut că recuperezi, te ajută apoi. Zic, este scrisă de unul dintre cei mai clișeici scriitori posibil, dar scrie foarte bine, cărți foarte bune. Printre altele a scris, dar nu spun că altfel te prins imediat, e vorba de Maria care se prostituează pentru a scrie. Vezi de ce nu vreau să-ți spun indicii? Asta e ideea, să-mi dai indicii. Păi nu vreau să dau. Și cartea asta... scuze, a trecut minunat. Iartă-mă, da. A trecut minunat ce vrei. Nu cred, deci... Gata. Hai! Asta nici măcar nu se pune ca și cum aș fi pierdut. Hai! Poet, după Mihai Eminescu, este cel mai bun din România. Poți să-ți rece ceva dacă te ajută? Da. Nu de asta, dar știu că ai uitat de mine. Uite, sunt de acord să recizi pe timpul meu, pentru că îmi place foarte mult cum recită. Deci chiar recită foarte frumos. Te ascult. Și brusc am înțeles că fără tine, nici eu în toate mințile să fug, să mă întorc aici în bine, să nu mai aflu locul pe pământ. Atât de grabnic mi-a intrat în sânge, atât de mult trăiești în sinea mea, încât, zgâriindu-mă, aș plânge de teamă că-mi strop, te pierd cumva. Ghicește, că asta e ideea. Păi da, asta e ideea, dar stai că nu mai m-am pierdut acel lucru de pe tine. Dacă tu ai dispărea... Și de un râsul și de un plânsă, adică am pe unesc-o, deci asta pe aia. Dacă simți sinea mea, te-ai zis de mine însă. Da. Gata. Gata, asta a fost tot. Hai, uite, 58 de secunde, vezi, am lăsat de la mine. Trebuie să recunoști că am fost... Deci ce puteai ghici dacă am spus al doilea mare poet român după Eminescu? Da. Deci asta nu este sabotaj în practică. Hai.
Povestește despre cum a pornit omenirea, istoria lui. Sapiens. Dar lasă-ne și tu mai ușor un pic, că ni se termină timpul și facem vlogul ăsta de 2 minute. Hai. Ca și în alte romane, aici femeia suferă de o depresie cruntă și moare. E Dumeș? Moare. Moare la final, da. Moare la final, am și spus-o eu într-un vlog că moare. Este vorba de Julie Castillo. O femeie la 30 de ani. Yeah, bien sûr. Mademoiselle. Român, autor român. A trăit prin India. Și-a iubit-o pe... Mai trei. Oui. Și gata cu timpul tău. Perfect. Hai. Este în închisoare pentru crimă. Sper să crimă și pedeapsă, dar eu n-am citit crimă și pedeapsă. Sper să fie eliberat. Cartea este cumva, titlul cărții este cumva sarcastic, spunând cât de iubit este el, deși se consideră cel mai ghinionist om din lume. Cred că am să zic, pas la asta, chiar nu știu, e român. Stai, mă, că n-am zis! Păi, ai zis, cred că o să zic, da, este român. E român autorul? Da. Mai dă-mi un pic de indiciu, nu poți să zici așa, n-am zis pas, am zis că probabil o să zic, dar ajută-mă, că mai am și eu 20 de secunde, come on. El consideră că nu are nicio calitate și totul este împotriva lui. Personajul feminin, cum se numește? Nu este personaj feminin, este un personaj masculin. Și nu există un personaj feminin nu în carte? Nu mă aduc aminte. Deci vezi că nu-mi dai indiciu care trebuie. Mamă, s-a trecut minutul, of! Dacă el pas, cine era? Spune-mi, te rog. Păi cum nu există personaj feminin? Matilda ce era? Da. Matilda! Dar trebuia să dai seama din chestia asta. Nu mi-am dat seama. Am ratat, tu n-ai niciun pas. Are două ale mele pasuri? Da. Hai că nu-i corect deja. Acum trebuia să... Da, nu, hai că zic tot. Stai. Reset. Bun. Ea este căsătorită, dar nefericită, ca multe alte femei din zilele noastre, și își înșeală bărbatul într-un final, face o escapadă. Am uitat numele personajului nostru feminin. La sfârșit se sinucide? Nu. Dar este scrisă... De român? De același autor... Idiot! De același autor care a mai scris, de care am spus mai devreme. 11 minute. Adulter. Da, Adulter, okay. Paulo Coelho. Unul dintre personaje spune așa. Hai repede, depășim, gata, nu mai am timp. Păi ce faci? Dar îmi păstrez biletul, pentru că chiar vreau să te spun. Hai, încep. Pas. Pas? Nu cred așa ceva, mai. Dar nu știu ce să spun. Nu se poate. Hai, găsește ceva. Adu-ți aminte. Păi, timpul meu, cum adică pas pe timpul meu? Păi pas pe timpul tău și îți zic altceva despre altă carte. Nu se poate. Nu, pirea. Dar de ce nu mai știi? Nimic? Da, autorul nu știi? Hai că facem împreună asta. Nu, am citit-o foarte mult. E cartea mea, gen pe care cine citești tu de obicei, foarte ufulez așa și cu... Drumeș? Nu, e nu. Drumeș e destul de serios. Asta este prostuță. E prostuță? Da. Ce cărți prostuțe am citit din aia acolo? Arta conversației. Arta conversației, Elena Vulpescu, sunt Ziana Hangan, draga mea, trebuia să-mi spui doar de doamna Hangan. Da, nu. Da. Nu e foarte proastă carte. N-am spus că e proastă, am spus prostuță. Față de Flutul de Exeput, chiar eu. Da. Aia este un eșec. Se poate spune, o putem asta pune aici la ghicite? Nu putem pune la ghicite, o punem aici la pas. Și dă dă iar timpul. Da, tău. Tu vezi că pui pas la mine acolo toate alea? Păi, dar n-are legătură, pe aia nu le numărăm.
bine, pe care le-ai citit. Bine, bine. Hai. Este o carte beletristică, dar și de parenting în același timp, despre un copil care nu vorbea, a vorbit foarte târziu și părinții lui îl considerau cumva retardat mental. Mama lui la început îi lua apărarea, după care a început să creadă pe soțul ei, care insista că băiatul are un părinul Sanie, cel da. Mai, nu, tatăl celuilalt copil. Da. Ea este o femeie cu pretenții materiale, se îndrăgostește de Felix, el este sărar. Și se... Otilie se căsătorește într-un final cu Papadopo. Aceeași autoare de mai devreme ilustrează condiția femeii mai mult în Pakistan, cel care mă așteaptă. Teheran, pardon, da. Teheran, da, tot pare Iusanie. Și cam gata că nu mai am timp să terminăm câteva secunde. Bine, bine. Uite, vezi, am fost drăguță ca să mai lași și ție un pic de timp, că mai sunt câteva bilete și mă aștept să le termin tu pe toate. O, nu. Hai, am rămas la ăsta de mai devreme. Unul dintre personaje spune o replică de genul... Dar nu, că nu spun cum trebuie și nu vreau să... Bine, e vorba de Levin. Mai știi în ce carte a fost Levin? Levin care era îndrăgostit de o Kitty? Și este povestea care mi-a plăcut mie cel mai mult dintre ele. Ok, am... Este vorba de un prinț, un pic bolnav, stracu. Ți-am dat un indiciu prea... Da, idiotul. Da, dar nu voiam să-ți dau, dar nu venea nimic în minte, îmi vin numai lucrurile simple în minte. Și cred că voiai să-mi spui ceva ce a spus prințul despre Anastasia Filipova. Filipova, da. Nu? Filipovna. Filipovna, eu și rusă. Nici o legătură. Cred că aici zic și o pas. Sau îl păstrez, nu știu. Cartea începe cu ea care plânge, bă, da, nu merge să stai un pic. Ea care plânge pe... A, nu-mi porni cronometru. Hai, zici și pe asta și gata. Păi ce să mă întrezi, ai pornit sau mă? Zici ceva despre cartea asta și după aia... Ea, cartea pornește, începe cu ea, de fapt la fel începe și filmul, ea care plânge undeva pe parchet, acolo lângă pat, că tocmai s-a despărțit de soț și decide să plece în Bali. O mănâncă rogă, te iubește? Yes, bine. Yes. Hai, tu ești acolo. Păi stai, să stai un minut, cu ce să mai... Păi am vicit-o fără minut. Cum? Am ghicit două fără... Ah, corect. Bine. Hai. Stop. Crezi că mai e nevoie? Mai simt nu, mai simt câteva. Hai, trebuie de repede. Roman rus, autorul meu preferat între ruși, este vorba de mai mulți frați. Nu știu dacă era al tău, cât era așa... al meu preferat. Bine, hai că știi. Al tău era celălalt, cum îl cheamă, Tolstoi, cred că e al tău, nu? Nu, știți, îți place mai mult Dostoievski? Da, îmi place mai mult Dostoievski. Super! Așa. Deci? Dostoievski, Karamazov, scuze. Perfect. Brother Karamazov. Poet, scrie foarte deep și trist. Greu ca un eu nu prea am citit mulți poeți. Ce Plumbul? Păi asta trebuia să spun eu, nu? George Bacovia. Eu de fapt trebuia să zic Plumb, dar hai. Bine. Pas. Nu pas! Că nu mai avem multe. Dăm bonul înapoi, dăm tichetul, că vreau să-l spun. Zim. Așa, este unul dintre cele trei romane ale acelui așa autor când ea moare la final. Se ce? Sinucide. Poveste de dragoste și totuși ea moare la final. Lorelai? Luli? Luli Boy? Gabriela? Nu. Mihai Plumeș. Da. Păi în toate romanele lui păi, are ea la final. Păi dăm niște nume. Nu ghicești. De mult. Zim. O iau pe ghicite dintre toate trei. Elevul Dima? Nu. Scrisoare de dragoste. Da, pentru că Elevul Dima eu n-am citit. Bine, gata, și uite, s-au mai rămas și ție două, dar oricum ai dus. Cum a fost Elevul Dima? Mai bun decât celelalte două? Mai bun decât Scrisoare de dragoste și nu, cred că Invitația la Vals e cea mai bună. Haide și așa, last two. Ne place stilul lor, pentru că trăiesc foarte, foarte simplist, mănâncă sănătos, se trezește dimineața la 5:30. Ikigai. Ikigai, da. Și ultimul.
El are o viață dublă. Bine, în tot romanul e vorba de o poveste de dragoste. El are o viață dublă în principiu, pentru că ziua este elev conștiincios, iar noaptea este amant. Are o viață nebună până când o întâlnește pe Micaela. Se numește Tudor. Invitația la vals. Și ți-a trecut minutul de mult. Da, el este invitația la vals. Haide, mă, gata, asta a fost. Ok, cam asta a fost. Sperăm că v-a plăcut. Eu zic că a fost destul de captivant, așa de provocator. Da, interactiv. Nu știu, da, ușurel, totuși. Cred că ne trebuiau niște cărți, da, nu... Ne trebuiau cărți serioase atunci când o să termin de citit benzi desenate. Benzi desenate, David. Mr. David, uite dacă vrei. Hai mă, că nu e chiar așa. Îmi sfârșit paharul din docolul mesei, că am e ușoară, ce de copii e. Bine. Păi, de fapt, cred că am vrut să fac a domnilor copii. Bun, haide să numărăm acum, să vedem care câte are. Avem câte pas? 4. Nu sunt foarte, foarte multe. Avem fiecare câte 16. Ce facem în cazul ăsta? Eu zic să le luăm pe cele 4 rămase de care am zis. Eu zic că este remiză și asta e, suntem fericite împreună. Suntem fericite împreună. Dacă vrei să câștige cineva. Da, cineva. Hai, bagă-ne înapoi acolo. Și mai facem... Dar asta o facem acum în... Ce faci, mă? Mai? Oricum nu contează. Cât de repede poți să spui tu ce ai văzut acolo? Nu știu, nici nu am văzut. Nu mai știu, nu? Deci eu trebuie să extrag. Trage tu repede. În mai puțin de urmă, o să facem cu 30 de secunde. De data asta fix 30 de secunde. Hai! Am extras același bilet ca data trecută. Este... Bine, lasă-mi mie. Este tot alta conversație. A, tot alta conversație? Păi da, era al meu până la urmă ăsta. Era bun. Păi nu era pe bine, hai, pune-l înapoi aici și facem din nou. Păi asta. Nu mai facem pe ăsta cu alta conversație. Oricum nu știi ce am zis eu de Sinziana Hangan, deci... Pentru că eu am citit cartea asta. Again, haide! De ce l-ai citit-o? Hai! El se consideră cel mai ghinionist om pe planeta asta și totuși mai... e o carte în care este sarcastic și pune un nume de ca și cum el ar fi cel mai norocos om. Este un autor român. A, cel mai iubit dintre povestei. Da. În 20 de secunde am zis-o și am 17 bilete, gata, să termin jocul. Bine. Glumesc, stai, hai, dă-mi mie, că e rândul meu acum. Păi m-am uitat la el. A, ăsta la stai ca să ți-l zic pe ăsta și după aia îmi lezește pe celălalt, pe cea mai rămas. Deși nu se mai pune. Dar nu mai are sens, că deja am câștigat eu. Gata, ai câștigat, bravo, felicitări. Aaa, Florea, nu? Că am ținut neapărat să ieși o câștigătoare. N-am ținut, că puteam să o las pe ea prima. Adică, că vreau să mă scuze cu Meliana, dar... Oricum, eu nu mă simt o piesătoare, e ok. Felicită, Roxana. Mulțumesc. Ne bucurăm că ați fost și astăzi alături de noi pe acest loc. Sperăm că v-a plăcut și spuneți-mi dacă avem feedback-uri pozitive. Poate mai facem și altele cu alte persoane. Și dacă ar trebui să citim cărți mai serioase. Dar cât de serioase? Că serioase și legeam, adică sunt cărți foarte bune. Chiar da, nu... dacă stai să te gândești la niște cărți de dezvoltare personală, de exemplu, nu prea știi ce indicii să dai. Da, da, oricum trebuia să citim împreună aceleași cărți, adică așa fiecare are un număr de totuși am găsit aproape 30 de cărți. Nu-i puțin? Nu, e da. Ok. Na, ce trebuie să mai facem și cu altcineva, să vedem dacă mă nimeresc la un număr de 30 de cărți cu alte persoane. Nu? Dacă mai ai tu ceva de spus, eu mă bucur că ai venit și astăzi și îți mulțumesc că ești aici. Îți mulțumesc că te-ai invitat, uite și Sara aici, pe sub masă. Da, cântă un telefon, așa că o să ne retragem, ai tot să-mi dai pe silențios. Scuze, m-am gândit că o să-mi sună telefon. Vă pupăm, săptămâna cât mai frumoasă, ne vedem pe Ai Carte, Ai Parte, pe grupul de Facebook. Ciao! Pa! Gata!